Producătorul național de carburanți a ieftinit atât benzina cât și motorina. Prețul benzinei a scăzut cu 9 bani pe litru, iar cel al motorinei cu 3 bani pe litru. Potrivit reprezentanților producătorului de carburanți, aceasta este cea de-a treia ieftinire consecutivă în decurs de 7 zile. În total, din cele 3 ieftiniri, prețul benzinei a scăzut cu 21 de bani, conform reprezentanților companiei. În opinia specialiștilor, ceilalți producători de carburanți vor urma cel mai probabil exemplul producătorului național, care de cele mai multe ori dă tonul scumpirilor sau ieftinirilor pe piața națională a carburanților.